În perioada 23-26 septembrie, o delegație a Bisericii Ortodoxe din Finlanda, în frunte cu Mitropolitul Ortodox de Helsinki, a făcut o vizită în Episcopia Sălașului. În ziua de sâmbătă 24 septembrie, Mitropolitul, alături de Episcopul Sălașului, a vizitat mai multe biserici din protopopiatul Zalău. Astfel au fost vizitate bisericile din localitățile Gărceu, Dobrince, Husilvaniei, Poiana, Mineu și Bulgari. Cei doi ierarhi au fost întâmpinați de către preoții și credincioșii acestor parohii cu flori, pâine și sare. Duminică 25 septembrie, Mitropolitul Ambrozie asista la slujba săvârșită în Biserica Sfântul Nicolae din Zalău, unde la finalul acesteia acorda preotului paroh Ionuț Pop o cruce pectorală și o diplomă de apreciere. Vizita delegației finlandeze în Episcopia Sălajului s-a încheiat luni 26 septembrie.